Bună! Bine te-am regăsit la Minutul Psi! Astăzi voi încheia lista de recomandări pentru a avea un creier sănătos. Până în prezent, nu există un tratament adecvat pentru majoritatea tipurilor de demență. Concluzia cercetărilor din prezent este că cel mai bun tratament în demență este prevenția. Învățarea de informații din domenii necunoscute pentru tine pare să favorizeze formarea de noi sinapse care ajută la o mai bună funcționare a creierului. Cu alte cuvinte, fă-ți o listă cu subiecte pe care ai vrea să le știi și continuă să înveți. Orice lucru nou va ajuta la o mai bună sănătate a creierului. Următoarea recomandare este de a face mișcare folosindu-ți toate părțile corpului. Creierul nostru are două emisfere între care există conexiuni complexe. Atunci când înveți pentru prima dată o activitate nouă, ai nevoie inițial de multă atenție, intenție, repetiție și practică. Cu cât creierul tău este provocat cu sarcini noi și cu cât acestea sunt mai complexe, cu atât el va fi mai sănătos. Ultima recomandare se referă la a urma tratamente bazate pe dovezi atunci când ai o afecțiune medicală. Deși este ultima recomandare, este și cea mai importantă. Pentru orice afecțiune medicală ai avea, după ce te-ai asigurat că furnizorul tău de servicii medicale ți-a pus un diagnostic adecvat și te-a informat despre toate opțiunile de tratament disponibile, fă tot posibilul să urmezi tratamentul ales. În concluzie, creierul nostru este un organ complex care se reînnoiește în mod constant ca răspuns la comportamentele noastre, la mediu, la stres sau antistres, la dietă, la eficiența somnului, conectarea socială, afecțiuni medicale, ingestia de substanțe și alți factori care nu sunt în controlul nostru. În fiecare clipă, din fiecare zi, facem alegeri și pentru a avea un creier sănătos, este bine să facem alegerile corecte. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până la capăt și te aștept și data viitoare cu alte informații interesante din domeniul psi. Pe curând!